Europa va trebui să facă față unei veritabile epidemii de obezitate până în anul 2030, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății în previziunile sale, anunțate miercuri în cadrul unui congres european pe tema obezității desfășurat la Praga. Europa se va confrunta cu o criză imensă, a avertizat organizația. Potrivit unui studiu realizat la comanda Biroului Regional European al OMS de la Copenhaga, aproape toată populația irlandeză adultă va fi supraponderală sau obeză până în 2030, se arată într-un comunicat de presă emis de organizatorii Congresului. Astfel, 89% dintre bărbații irlandezi ar urma să fie supraponderal până în 2030, dintre care 48% obezi față de 74%, respectiv 26% în 2010. În rândul femeilor irlandeze, proporția celor supraponderale va crește de la 57% în 2010 la 85%, dintre care 57 obeze în anul 2030. O persoană este considerată supraponderală atunci când indicele de masă corporală, care corespunde raportului dintre greutate și pătratul înălțimii, depășește 25. O persoană este considerată obeză atunci când IMC trece de 30, amintește AFP. Reviziunile sunt de asemenea destul de alarmante și pentru Marea Britanie, cu 33% dintre femei obeze în 2030 față de 26% în 2010 și cu 36% dintre bărbați față de 26% în 2010. Grecia, Spania, Suedia și Republica Cehă vor înregistra la rândul lor creșteri semnificative ale numărului de adulți obezi.